Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Icosa și astăzi am venit în vizită la Ionuț. Îl cunoașteți, îl știți, a mai fost pe canalul meu, dar am să vă las și linkul către canalul lui în descriere, pentru că și el are un canal foarte interesant cu colecția de animale pe care o deține. Și astăzi scopul nostru este de a vedea ce animale mai are el în colecție. Haideți să vedem! Și Ionuț, am ajuns la țară. Da. Unde ai colecția de păsări, o colecție foarte interesantă și pentru că abia am aterizat, ca să spun așa, ce faci tu prima dată când ajungi aici? Păi, prima oară când ajung, după ce verific păsările să fie toate ok din punct de vedere a sănătății, prima oară invităm palmipedele la iarbă, afară, pe drum. În față avem o zonă cu iarbă, cu lucernă și noi le ținem aici închise pentru că mai sunt și prădători, vin câteodată vulpile și nu putem să le lăsăm tot timpul pe drum la păscut. Așa le lăsăm. Prima oară când vin eu, prima oară le eliberez, să iasă și ele să umble pe iarbă, să se joace, să facă mișcare. Pască, să facă mișcare, da. Da. Hai să mergem la ele, să vedem unde le ții și cum le dai drumul. Ia. Aici avem câteva rațe sălbatice și rațe mute. Deja încep mai ales, să... mai ales când sunt musafiri, sunt mai timid de da, eu o să străin aici. Dacă o să stai mai așa, el o să iasă imediat afară. Da? Hai că stăm așa și chiar vedem. Am. Da. Elibera și călifare acum, dar călifarii îi voi elibera doar pentru scurt timp. Sunt foarte agresivi și nu tolerează prezența celorlalte palmipedii în zona lor. Așa că o să eliberăm doar ca să vedem cât sunt de agresivi ca specie, da? Și pe urmă să-i băgăm înapoi. Ok. La păscu, dar trebuie să fie mai aproape ca să... Îi țin separat când îi las liber. Haideți să mergem să vedem cum se comportă. Ia să vedem. Deja, dacă vrei, știi? Vezi că sunt de agresivi? Mai ales că astea mitele. Care e masculul, care e femeia? Ala mai mare cu gulerul, da, negru e mascul, nu? Da, ala care are gulerul, da. Și, adică, ia să văd dacă pot să arăt, nu e frumos să arăt cu degetul. Ăsta este masculul și cealaltă mai micuță este femeia. Exact. Au 4 ani. Ei ajung maturitatea sexuală la 3 ani. Încă nu au făcut niciun ou. Am încercat așa anul trecut să le ofer condițiile de... să facă pui, dar nu. Sperăm anul ăsta și după cum se vede, au crescut agresivitatea. Femeia pare că a devenit puțin mai greuță față de cum era și cred că anul ăsta o să facă pui. La fel, trebuie ținute separate, mai ales în perioada de primăvară, când au pui, că atunci chiar nu suportă nicio palmipedă. Acum se bucură că a făcut o ispravă. Da, da, da. Ei să... prin sunetele astea își afirmă dominanța asupra terenului ăsta, asupra teritoriului. Mai ales între ei, masculii sunt foarte agresivi. Primăvara au lupte foarte duri între bălțile naturale, pentru teritoriu, știi? Când au pui, se atacă chiar și omul. Este un filmuleț pe internet în care un mascul atacă omul.
pentru ca să-și apere pui. Și față de mine afișează o anumită agresivitate. Sărăna! Ce faceți? Și astea sunt rățușurile tale leșești sau rațe mute, nu? Da, din cauza că... Uite, ieși și puii la plimbare, dar ăștia nu s-a tăi. Nu, s-a vecinii. S-a vecinii. Trebuie să le schimb apa în bazin. Când apa se murdărește, el nu-și mai îngrijesc pe ele chiar așa. Și acum, unele dintre ele văd că arată bine, dar unele sunt foarte murdare. După ce o să le schimbăm apa, o să se spele și o să arate foarte bine. Tot ce rața are nevoie de apă curată, ca să se spele și să se întrețină pe nazul, știi? Da, ca majoritatea animalelor trebuie să aibă apă curată. Observ cât de tare se tem de califari. Da, păi califarii au venit, s-au apropiat foarte puțin de ei. Și apropo de rațele, vezi, asta e un exemplar de 3 ani, când a stat de alături în pui de anul ăsta, știi? Femeile sunt amândouă, dar știi, după ce cunoști că e... După pana albă de la aripă, pana albă de la aripă, da, da. Adică pana albă, asta are pana albă aici. De fapt, penile sunt la ambele aripi, în aceea zonă. Da, da, da. Și când o să crească și asta mare, o să aibă la fel. La fel, da. Femela bolțată de acolo, care e foarte murdară, din cauza că se împerechează masculul numai cu ea, nu știu, are o boală pentru a refixație pentru ea, știi? O îndrăgește și... mai mult, da, masculul ăsta de aici. Da, masculul e mascul tânăr. L-am luat de la cineva anul ăsta ca să aduc sânge nou în matca mea și voi opri 4 femele din toate care sunt aici, care sunt mai sănătoase. Am să le opresc pe cele două care sunt de 3 ani, în vârstă de 3 ani. Mi-au dat rezultate foarte bune la reproducere, plus că și clocesc. Cea neagră a crescut toate rățuștile de aici și au fost mult mai multe. Așa. Și o voi opri și pe asta, bolțată de aici, și pe cealaltă neagră de acolo. Da, da, da. Au demonstrat o vitalitate și o sănătate mai mare. Califare aici de față, sper să-i puteți vedea. Deja m-au luat în colimator. S-ar putea să mă atace. Da, că se iau aici așa au emoții. Acum mergem să prindem un porumbel care a fost atacat de uliu și să-i vedem starea de sănătate. Să vedem ce vrea să facă Ionuț în continuare cu el, dacă își mai revine, dacă nu își mai revine. Haideți să vedem. Ianuș, ia să vedem porumbelul cel buclucaș care a fost atacat. Da, avem un mascul adult. A fost rănit acum o săptămână jumătate de uliu. Rana se vede chiar aici. Mi s-a spart ușa, practic. În uliu a încercat să-l prindă, cu gheara i-a spart ușa. Și pur și simplu toată hrana e cădea jos. Ceea ce se întâmplă destul de frecvent la ei când sunt atacați în felul ăsta. Și a slăbit foarte mult, el era un mascul gras, foarte, un piept foarte bun avea, știi? Și l-am urmărit încet, încet, a avut apă, a avut mâncare și acum văd că și-a mai revenit. Nu total, dar oricum e pe drumul cel bun. Penajul arată bine, are în gușă hrană, s-a mai închis rană de la gușă, are semințe în gușă, este destul de voios. Nu se lasă cu una cu două, după cum văd eu. Da, penajul arată excelent.
o să-și revină. Simt cum are hrana în gușa aici, semințele, da? Și cu odihnă, cu hrană bună, apă cu vitamine și în curând o să fie la zbor cu ceilalți. Și chiar și acum el ar vrea să zboare, dar l-am menajat. Astăzi nu l-am scos și el simte într-un fel că este incapacitat și nu a ieșit chiar așa de repede de la zbor. A zăbovit puțin și l-am lăsat, nu l-am scos. Da. În concluzie, o să-și revină și o să mai aibă ocazia să fie atacat din nou de uliu, nu? O să fie mult mai atent, o să învețe să nu mai ofere uliu ocazia să-l rănească. Sperăm. Da. Avem aici niște pui de iarnă, cum i-aș spune. Pui de iarnă, dar sunt mărișori, văd că au fost îngrijiți bine. Mărișori, da. Am o pereche foarte bună. Reproducătoare, are grijă de pui și chiar am pus ouă de la alți porumbei la ei și mi-au crescut pui ei. Super fain. Îi folosesc ca și doici câteodată. Acum ei fac pui în continuu, ei nu țin cont. A fost genul... Păi da, dar oricum porumbei în general, da, toate speciile de porumbei sunt capabile să mulțească tot timpul anului. Deci n-au o serie de pui sau două serii pe an cum ei, când au timpul, se mulțesc. La fel și guguștiuce, la fel și turturelele, nu? Exact, da. Dacă au hrană și un adăpost, ei fac pui în continuu, da. Ce are pe frumos are? Când mi-a luat, când a fost frig, a stat pe ei tot timpul, știi? Uitați, penajul încă crește acum, penajul, a fost puful aici. Da, și acum sunt în creștere, da? Să-și facă penajul de juvenil și după aia de adult. Și exersează aripioarele acum. Da, păi acuș intră la zbor. Și aici avem colecția ta de fazani, Ionuț, nu? Da. Ia, povestește-ne un pic ce planuri ai cu ei. Hai să stăm un pic mai așa, ca să poate îi prindem pe fundal, știi? Da, da. Ia, povestește un pic ce planuri. Avem o pereche de diamant nerodită, o femelă și un mascul de 2 ani. Masculul este crescut de mine. Iar în restul sunt auriu pe roșu. Avem un mascul adult împreună cu două femele care formează matca și un mascul tânăr care îl țin de rezervă, să zicem așa. Este crescut tot de mine, masculul tânăr, care mănâncă chiar acolo pâine, dacă primea sau nu. Da. Așteptăm primăvara, atunci vor fi separați, vom începe iar sezonul de perechiere, cu cântece, cu curtări, cu pene frumoase. Poate o să mai venim atunci să filmăm curtările și să vedem dacă avem timp. Dacă avem timp. Da, sunt mulțumit că sunt sănătoși. Foarte interesant. Mie îmi place coada la cel diamant. Diamant, da. Are o coadă foarte lungă. O să o vad acum pe ecran. Da. Deci e foarte interesant. E un wow. Sunt puțin mai timizi acum, dar de obicei sunt foarte curioși. Da, e o străină aici. Da. Bine, am văzut porumbeie, am văzut rățuștele tale. Hai să vedem și găinile, să vedem ce găine ai. Dacă ai ceva de ras. Găinile. Foarte interesant. Opa. Da. Trebuie să mai scad în înălțime pentru... Ok, deci aici sunt găinile, hai să vedem. Cocoșul ne-a întâmpinat cu un cu rigul foarte hotărât, deși nu-i dimineață. Exact. Așa, hai să vedem un pic păsările. Asta e cumpărată sau... Da, avem cam 3 soiuri, să zicem așa. Asta este o rasă de carne albă mare. Fac și eu, văd că și, bine, ele fiind crescute la curte, nu au crescut chiar foarte, foarte mari, obeze cum cresc la... În sălbătice? În ferme, da. Eu mă gândesc la animale sălbatice de obicei, da. Știi, adică... Așa, mai avem Nicolo rasa porumbac, care este lângă cocoșul ăla acolo. Ia stai să ne dăm un pic mai așa, ca să vedem mai bine pe cameră, pentru că ele tot fug din noi. Deci rasa porumbac o vedem acolo. Da, e... partea asta. O rasă de ou și de carne, un hibrid de curte, asta roșu de aici. Iar restul sunt toate găini de țară, țărănești. Avem cocoșul de acolo, ăla negru cu argintiu,
Este un cocoș de țară. Noi încercăm să le amestecăm soiurile ca să scoatem hibrizi mai rezistenți. Să fie și de ouă și de carne. Te-am mulțumit. Au, chiar am sacrificat din păsări și au crescute, fiind crescute cu porumb, cu grâu. Au un gust foarte bun. Carne sănătoasă. Nu se compară creșterea în sistem industrial, ca să zic așa, cu creșterea la curte, adică nu ai cum să ai aceeași calitate a cărnii. Exact, le oferim rând, cernă, le oferim... Știi că se zice, ești ceea ce mănânci. La fel și păsările sunt ceea ce mănâncă și toate animalele. Dacă mănâncă fast food, da, ajung ca mine. Exact, exact. Dacă mănânc sănătos și păsările de aici mănâncă sănătos, aș putea să vreau un lucru. Dacă vedeți rasa asta albă, mare, de aici, în fermă, este obeză, abia se mișcă, toată de abia stă pe picioare de grasă ce e și grea ce e și... Păi și concluzia care? Că concluzia se dă mâncare forțată, cu... Da. Că ele normal sunt pentru carne, da? Da. Și atunci ca să aibă, de asta e și carnea pufoasă aia care o cumperi de la exact. Galantare, știi? Pasarea nu face nici mișcare. Exact. Și musculatura e... Se atrofiază într-un fel, da, adică da. Pentru ei e importante și face foarte multă grăsime. Pe când aici la o pasăre de curte ai nu numai grăsime, ai și mușchi foarte... Masă musculară, masă vitamină, musculară. Da. Ia să vedem, Ionuț, acum colecția ta de găinușe pitice, nu? Pitice, da, da. Avem din câte știu, tu pui, dacă una din ele cade ploșcă, pui de fazan, ouă da. De fazan. Ele mi-au crescut toți fazanii care am. Și tu îi ții pentru dublu rol și pentru frumuseții și pentru că îți cresc fazanii. Exact, exact, da, da. Sunt mami surogat foarte bune, nu? Foarte bune, da. Și pentru fazan, și pentru rățuște, caroline, mandarine, toate rasele astea mai mici, ai putea să le crești. Da, eu nu am văzut ouă de rațe caroline, dar presupun că dacă încape s-o azi, sunt micuțe. Da, da. Acum o să vedem, avem un mascul nou, un cocoș nou și o găinușă nouă am luat de la cineva ca să îmi prospătez sângele. Și sperăm să fac și niște pui la anul, să le întineresc. Unele dintre ele deja au vârstă 5-6 ani. Și da, păi de acum ați bătrâni și da, da, o să fac o serie de pui ca să întineresc. Ia să vedem generația. Ce fac. Ok, hai să vedem ce fac. Nu prea îmi place mie creasa lui, că nu e chiar așa dreaptă, știi, puțin lăsat într-o parte. Da, asta da, dar știi că sunt specii care au creasta un pic mai... Exact. E o caracteristică a speciei sau a subspeciei din care face parte, probabil. E mai mult ceva genetic, cred că, știi? Penajul e frumos, îmi place că are coada foarte lungă, observi cât e de lungă coada. Da, da. Și are un penaj frumos. Crescătorul nu i-a crescut într-un regim chiar să crească așa blânz, știi? Mi-i place să fie blânz, el e puțin mai sperios, așa, dar cu timpul o să se... Da, pe brazdă. Da, mai înainte m-a ciupit, ai văzut și tu. Da, n-am prins chestia asta pe cameră, da, era super tare să... Îmi place că are un piept foarte fain, așa, e greuț, adică e sănătos, pare sănătos, știi? Toată ziua cântă. Da. Ia să vedem coada asta, dacă putem să le facem toate, ce frumoase. Da, interesant. Abia așteptăm primăvara, scoatem niște puișori de la ei. Genă străină, sperăm la pui sănătoși, pui puternici, ce aripe are. Asta depinde și de sănătatea lor și de ce material genetic au în compoziții. Toată ziua asta se ceartă cu cocoșii ăștia mari de curte prin plasă, știi? Dar ăștia mici sunt mai răi decât ăștia mari. Da, da, da. Știi că să fac lupte care sunt ilegale, luptele de cocoși sunt ilegale și se fac lupte cu cocoșii din ăștia mici. Da, da, da. Ăștia sunt mult mai agresivi, sunt mult mai teritoriali. Exact, exact. Da. Dacă îi lasă, luptă cocoșii ăștia mari și vezi ce se luptă, nu se lasă așa una cu două. Da. I-a mai scăpat pe afară, vezi ce spectacole, ce lupte pe aici, să dau. Pe cât de liniștite par găinile, și nu numai găinile, ci păsările din familia galinaceei, pe atât de agresivi sunt. Exact. Mai ales în sălbăticii sunt destul de agresivi.
despre păunii tăi, cum văd aia doi păuni de acolo, ia să arăt și lor. Aceea e o pereche de păuni care îți aparține, nu? Da, da, da. Am primit cadou ca ouă, știi? Acum 3 ani. I-am pus la o găină, i-au crescut, mi-a crescut liber inițial. Pe urmă, i-am făcut o volieră și stau în volieră tot timpul. Dar fiindcă i-au crescut liber pe teren, cunosc terenul și ies afară pe lucernă, se joacă, zboară, se hrănesc pe lucernă, fac baie în pământ și le place nisip. Și pe urmă îi pun înapoi în volieră. Eu știu drumul deja la volieră. Și i-ai învățat acum. Pur și simplu pentru un semnal, intră singuri în volieră, nu trebuie să fug după ei sau să... Super da. Tare. Ambii au 3 ani. Masculul a crescut pe prima oară coada anul ăsta, știi? Coada aia frumoasă cu ochi. Așa, și sunt mulțumit de cum a crescut, înseamnă că l-am hrănit cât de cât bine, zic eu. Pare mare coada, pare frumoasă, dezvoltată bine, știi? Și acum îi mai lăsăm să mai joace vreo jumătate de oră și până îl băgăm la loc în volieră, că aici, dacă observi, este câmp și toată mai vin vulpi, vin câini și nu pot să-i las liber tot timpul chiar așa. Mi-ar plăcea să fie tot timpul liber, dar prea multe primejdi. Bine, și am terminat și acest episod. Sper că v-a plăcut colecția de păsări a lui Ionuț. Lăsați și voi în comentarii dacă sunteți crescători de păsări, ce specii de păsări aveți. Și până data viitoare, când ne vom revedea, nu uitați să observați, să ascultați și să învățați de la natură.